Domnilor, cu o informație de ultimă oră, un incendiu extrem de puternic a izbucnit la ieșirea din Oradea. Din primele informații, focul ar fi izbucnit la un depozit al unei firme producătoare de țevi. Sunt, așa cum vedeți și pe imagini, degajări mari de fum, iar 10 de pompieri intervin chiar la această oră. În legătură telefonică directă în acest moment, doamna Camelia Roșca este purtător de cuvânt ISU Bihor. Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Care sunt informațiile de acolo? Incendiul se manifestă cu flacăre deschise și degajări mari de fum în interiorul halei depozitului pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați. Până la sosirea echipajelor noastre, personalul s-a autoevacuat. În momentul de față, peste 20 de pompieri militari intervin, acționează pentru localizarea incendiului, constituind simultan echipe de căutare salvare pentru verificarea spațiilor administrative pentru a se asigura că nu există victime surprise în interiorul acestora. Am înțeles. Există pericolul, doamna Roșca, evident că acest incendiu extrem de puternic să se extindă? Deocamdată se acționează, cum am precizat, pentru localizarea. În momentul localizării incendiului nu va mai exista pericolul extinderii. Erau angajați în acel depozit? În interiorul halei, la momentul izbucnirii incendiului, din informațiile transmise de la personalul aflat aici, se aflau angajați care s-au autoevacuat. Nimeni în acest moment nu este în pericol, nicio persoană nu este rănită, da? Deocamdată, cum am menționat anterior, se verifică și spațiile administrative. Până la acest moment nu sunt persoane rănite. Sunt probleme în stingerea acestui incendiu? Este nevoie ca numărul mașinilor de intervenție să fie suplimentat? Îmi spuneați ceva mai devreme faptul că în acest moment cel puțin 20 de pompieri militari intervin cu mai multe autospeciale. Este nevoie ca acest număr să fie suplimentat? Deocamdată, colegii au realizat un dispozitiv exterior, circular, pentru împiedicarea propagării flăcărilor și acționează de asemenea din interior, progresiv, iar dacă se va impune suplimentarea forțelor, vom face. Da, vă mulțumesc foarte mult. În acest moment, Sever Șerbănescu de la Garda de Mediu în direct. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în jurnal. Sunt imagini, domnule Șerbănescu, pe care le urmărim împreună chiar în acest moment de la acest incendiu extrem de violent care, iată, a izbucnit la ieșirea din Oradea. Degajările de fum, așa cum vedem pe imagini, sunt impresionante. Cum vedeți ceea ce se întâmplă acolo, cât de mare este pericolul și ce trebuie să facă cei care se află, evident, în vecinătatea acestui depozit? Aveți dreptate, o degajare mare de fum pe direcția nord-vest, cum ar fi spre granița, pe frontiera cu Ungaria. Important este să nu se apropie de incendiu. Ar diverse colete ale cargusului, nu se știe ce conțin, oricum poliția ține la distanță populația. Să explicăm, sau mai bine spus, să reamintim cât de periculos este de fapt acest fum. E periculos și nici nu știm ce arde pe gencă. Deci focul se manifestă violent și nu se știe ce poate fi în acele colete. Da, din păcate legătura telefonică este una foarte slabă. Oricum, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în jurnal. Sunt imagini în direct pe care le urmăriți, doamnelor și domnilor, chiar în acest moment, la ieșirea din Oradea, acolo unde în urmă cu foarte puțin timp a izbucnit un incendiu extrem de puternic. Sunt degajări uriașe de fum. Suprafața pe care se manifestă acest incendiu este de 400 de metri pătrați. Personalul aflat în acest depozit s-a autoevacuat în acest moment. Nicio persoană nu este în pericol. Numai puțin de 20 de pompieri militari intervin în acest moment cu 6 autospeciale, iar din ceea ce ne spunea purtătorul de cuvânt al ISU Bihor, cel puțin până în acest moment nu se pune problema ca numărul mașinilor de intervenție să fie suplimentat. Urmărim ceea ce se întâmplă la Oradea și revenim cu detalii pe măsură ce le primim. Mergem mai departe.